Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 11. Vom începe citirea cu primul verset. Mark, chapter 11, starting with verse 1. Cuvântul Domnului spune așa. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis. Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți. Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Isus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Isus și au aruncat hainele pe el și Isus a încălicat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Isus strigau, o sana, este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția Părintelui nostru David, o sana în cerurile prea înalte. Isus a intrat în Ierusalim și s-a dus în Templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12 până aici cuvântul Domnului. Înainte să ocupați locurile, vă rog să binecuvântați pe toți cei din jurul dumneavoastră. cu toții arătați așa de frumos în această dimineață. Parcă cu toții ne-am îmbrăcat mai frumos în această zi a florilor, decorul din biserică s-a schimbat, Domnul să binecuvinteze pe surorile care au făcut lucrul acesta pe sora Rodi și celelalte. Ne bucurăm într-o zi ca aceasta, este o zi de sărbătoare pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Um. Evenimentul acesta al intrării Domnului Iisus uh, în Ierusalim a fost profețit de Daniel cu 483 de ani înainte de această venire. Profeția lui Daniel era exactă, era la zi, când trebuia să intre uh, Mesia în Ierusalim. Mesia trebuia să intre în Ierusalim în exact aceeași zi care se aduceau miei în Ierusalim care urmau să fie jerfiți de paște. Și intrau și aveau câteva zile preoțimea să inspecteze miei aceștia să vadă dacă sunt fără cusur. Toate acestea erau un tipar care le-a lăsat Dumnezeu pentru că mielul lui Dumnezeu trebuia să intre în acea zi. Și în următoarele zile preoțimea l-au inspectat. Dar nu au găsit niciun cusur, niciun păcat. Era mielul lui Dumnezeu care venea să ridice păcatul omenirii. Cu 500 de ani înainte, profetul Zaharia descrie cum urma să intre Mesia, unsul, în Ierusalim. Și scrie așa, Zaharia nouă cu nouă. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și specific, călare pe un măgar, pe un mâns, pe mânzul unei măgărițe. De ce a venit Domnul Iisus Hristos în Ierusalim pe un măgăruș, ba chiar pe un mânz? De ce a fost profețit lucrul acesta? Pentru că de data aceasta Domnul Iisus nu venea ca să cucerească prin forță militară Ierusalimul. Nu venea ca să șadă pe un tron pământesc, de data aceasta venea ca lui Dumnezeu ca să moară pentru păcatul omenirii. Pentru păcatul lui Israel și pe, pentru păcatul nostru la fiecare. Și trebuia să intre într-un mod smerit. Și nu era o modalitate mai smerită pentru acest împărat, acest miel al lui Dumnezeu ca să intre în Ierusalim. Nici măcar pe un măgar, pe un, măgar, pe un măgăruș care nici nu era crescut până la maturitate a încălecat Domnul pe el și aproape că picioarele să-i atingă de pământ. Nu este felul cum intră împărații, dar să știți că data viitoare când vine, el nu mai vine pe un măgăruș. Vine pe un cal alb ca și biruitor. Am intitulat mesajul meu din această dimineață În coronarea nesinceră a adevăratului împărat. În coronarea nesinceră a adevăratului împărat. Observați că chiar și în cele mai dificile circunstanțe din viața noastră, Dumnezeu are control absolut asupra la toate lucrurile. Găsim pe Domnul Isus că trimite doi ucenici înainte și le descrie exact scena. Nu vorbește Domnul despre trecut, vorbește despre viitor și spune veți merge în satul dinaintea voastră. Când veți intra în sat și începe să le descrie scena în viitor, și spune, veți găsi un măgăruș legat. Da? Fără experiență, n-a încălecat nimeni pe el. Le-a descris apoi întrebarea celor care probabil erau proprietarii a, acelui măgăruș, că o să întrebe ce faceți. Și le-a spus ce trebuie să răspundă în viitor. Aparent, Domnul a vorbit cu acești proprietari dinainte ca să scoată măgărușul acela afară, să îl lege, care să vină cineva și să întrebe de ce le Și dacă vor spune că Domnul are trebuință de el, să-i dea drumul. Pentru că nu face sens ca cineva să zică pentru că Domnul are. Și spune, oh, ok, ia -l. Dar oamenii aceștia au fost satisfăcuți cu răspunsul acesta pentru că Domnul le vorbise. Domnul avea toate lucrurile pregătite până la cel mai mic detaliu. Nu exista un detaliu la care el nu avea toate lucrurile pregătite. Știți că în lumea noastră de astăzi oamenii se stresează de așa de multe lucruri? Eu am acces să văd recordurile medicale la pacienții care vin am observat un număr foarte mare de pacienți care sunt pe pastile. Pentru anxietate, pentru frică, pentru teamă. Oamenii nu știu ce aduce ziua de mâine. Au tot felul de frici, de anxietăți, de stres, dacă vreți, în termen modern. Știi că Domnul știe cu ce ai să te confrunți tu săptămâna viitoare? Știe că ai biluri. Știe că ai obligații. Cunoaște stresul tău, lucrurile care te frământă, care te țin noaptea și nu poți să dormi. Te întreb ce o să fie cu copiii tăi, ce o să fie cu starea financiară. Și credeți-mă că îmi predic și mie. Și Domnul știe ce o să fie cu Biserica Emanuel în ziua de mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor. Domnul știe ce se află după colț, noi vedem o parte, dar nu știm după cotitură ce o să fie, ce o să se întâmple data viitoare când merg la medic. Domnul nu, mă, nu numai că știe ce o să se întâmple săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor, știe toate resursele de care le avem nevoie și mai mult de atât, le are pe toate pregătite. Domnul venea de departe, nu a intrat în stres, ce o să mă fac? Cum o să împlinesc scripturile, profețiile acestea? <coughs> nu este criză pentru care Dumnezeu să nu aibă un răspuns. În Psalmul 107 descrie situații care oamenii ajung la momente de criză și în momentele de criză strigă către Domnul și nu se mai vede nicio scăpare. Și de fiecare dată Domnul are răspuns. Psalmul 107 cu versetul 4. Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Și concluzia psalmistului. O, de a lăuda oamenii pe Domnul. Pentru ce? Pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și descrie alte situații. Cei ce ședeau în întuneric, în umbra morții, trăiau legați în ticălășie și în fiare pentru că se răzvrătiseră. Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt Legăturile, concluzia din nou, o oh, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile lui, față de fi oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu. O oh, de ar lăuda oamenii pe Domnul, pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? bunătate. Și noi le lovim de situații care le vedem că sunt aproape imposibile. Știți care este răspunsul Domnului pentru aceste situații? Are minuni. El răspunde pe minuni în viața noastră. Chiar și în cele mai dificile circumstanțe din viața noastră, Dumnezeu are un răspuns. Și este scris de peste 365 de ori în Scriptură cuvintele acestea. Nu te teme. Nu te teme pentru fiecare zi și în plus. Nu te teme. De ce? Pentru că bunătatea Domnului este mare și pentru că are minuni pregătite pentru noi. Și așteaptă ca noi să-i oferim acest tron de laudă. Spune, o de-ar lăuda oamenii pe Domnul. Aceasta am făcut în această dimineață. L-am lăudat pe Domnul. Aceasta au făcut copiii. Acesta este răspunsul care îl așteaptă Domnul de la noi. În circumstanțele în care ne aflăm, să lăudăm pe El. Avem un Dumnezeu care șade pe tron. El nu a scăpat controlul istoriei, nu a scăpat controlul Americii și nu a scăpat nici controlul a vieții noastre la fiecare. Slăvit să fie în numele Lui. În a doilea rând, Dumnezeu are un scop bine definit pentru toate lucrurile cu care ne confruntăm. Scrie în versetul 8, mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presăreau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, O sana în locurile prea înalte. Știți, Ierusalimul, la intrarea Domnului Isus în Ierusalim, fierbea sub o febră mesianică. Erau conștienți de profețiile lui Zaharia, profețiile din psalmi. Erau conștienți de profeția lui Daniel. Așteptau un Mesia. Preoțimea, după învierea lui Lazar, a luat o hotărâre ca să-l omoare pe Domnul. A spus, this is too much. Minunile acestea sunt prea de tot. Dacă continuă așa, o să se distrugă tot de aici. Nu o să mai rămână nimic din iudaism. Toți oamenii merg de partea lui. Și au decis să-l omoare pe Domnul. Dar nu de Paști. Era total inconvenient. Era pro... timpul acesta de curățire pentru pașii. Nu puteau să facă anumite lucruri. Dar mielul lui Dumnezeu trebuia să moară exact de Paști. Pentru că toată sărbătoarea Paștelui profețea, de fapt, despre venirea adevăratului miel al lui Dumnezeu. Fiecare sărbătoare de Paști, care de mii de ani eu o sărbătoreau, chiar aceasta le spunea a să vină mielul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus trebuia să moară exact la sărbătoarea Paștelui. Găsim pe Domnul, vine în venirea înspre... Uh, Ierusalim, la Ierihon, îl vindecă pe orbul Bartimeu. Și găsim o diferență în atitudinea Domnului Isus. Dacă până acum, de fiecare dată când făcea o minune, știți ce spunea oamenilor? Taci să nu spui la nimănui. Oamenii au vrut cu forța să lea să, fie, să îl facă împărat. S-a strecurat, a fugit de acolo. De fiecare dată le spunea, să nu spuneți, tăceți din gură, de ce? El trebuia să moară la un timp fix, Exact de Paști, exact ca să împlinească timpul care era descris de Daniel. Dacă până acum el spunea oamenilor să tacă, să nu spună nimic, de data aceasta nu le mai zice să tacă, din, cotri, din potrivă le spune să vorbească, să spună. Și de descrierea din Evanghelia după Luca. Scrie așa în Luca capitolul 19, cu versetul 38. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei, din norod, au zis lui Iisus, învățătorile, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el le a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. De data aceasta trebuiau să strige. Dacă până acum nu-i venise timpul ca să moară, acum îi venise timpul. Acum laudele mulțimei urmau să precipite exact planul etern al lui Dumnezeu, să-l ducă să moară pentru popor. Mielul lui Dumnezeu trebuia să moară, dar trebuia să moară într-un mod exact, după scripturi, la timpul profețit și în locul profețit. Trebuia să moară de Paști și trebuia să moară în Ierusalim, și de data aceasta domnul îl încurajează: Go ahead. Acum este timpul să ridicați laudele pentru că este timpul ca să împlinesc pentru ce am venit pe pământ. Aș vrea să spun în această dimineață că circumstanțele din viața ta și din viața mea au un scop bine definit de Dumnezeu. Chiar și atunci când noi nu înțelegem absolut nimic, Dumnezeu are un scop pentru mine și pentru dumneavoastră, are un scop pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră. Dar are un scop precis, care trebuie să fie la timpul potrivit, la locul potrivit, în atmosfera potrivită. Scrie apostolul Pavel în Roman capitolul 8 cu versetul 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Câte din lucrurile care le îngăduie Dumnezeu în viața noastră lucrează spre binele nostru? Toate. Este adevărat. Noi nu știm ce aducem ziua de mâine, dar știm pe cel care are ziua de mâine în mâna lui. Știm că ne are pe fiecare din noi în mâna lui. Noi de multe ori, să știți, ne imaginăm atunci când trece prin necazuri, prin probleme, ne uităm și spunem, unde ești, Doamne? Doamne, mă mai iubești? Îți mai pasă de mine? Și spune cuvântul Domnului tot în Roman, capitolul 8, cu versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Observați, este vorba de dragostea lui Hristos pentru noi. Pentru că de multe ori ne gândim dacă trecem prin anumite circunstanțe. Poate că Domnul nu ne iubește, poate că nu suntem vrednici de iubit. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea prin care trec? Sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? Aparent trecem prin astfel de situații. După cum este scris, din pricina ta pentru că numele Domnului este pe peste noi, pentru că Dumnezeu are un plan pentru noi. Din cauza aceasta, din pricina ta, suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Dar spune cuvântul, totuși, în toate aceste încercări, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat, nu puțin, Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de ce? De dragostea lui, a lui Dumnezeu pentru noi. Știți, v-am mai spus, dau exemplu de obicei din familia mea. Noi am fost cinci acasă, patru băieți și o fată, un frate de meu la 16 ani a plecat de acasă cu prietenii și a trăit în lumea aceasta de păcat și a făcut multe lucruri. Vă întreb eu, ce credeți dumneavoastră? Toate lucrurile și prin care a trecut el și lucrurile care le-a făcut, credeți că a putut lucrurile acestea să îl despartă de dragostea mamei? No. Dragi frați, Dumnezeu are un scop bine definit pentru situația prin care treceți. Nu este nimic la întâmplare. Într-adevăr, sunt lucruri în viața noastră care le facem cu mâna noastră. Nu ascultăm greșel, ne ascultăm de îndemnul Duhului, de frați, de părinți și facem greșeli și tragem consecințele la lucrul acesta și chiar lucrul acesta, consecințele sunt o binecuvântare. Că dacă nu ne-am trezit, am continuat, dar atunci când vedem consecințele ne trezicem, hopa, nu-i bine. Dar sunt lucruri prin care trecem care nu le-am făcut cu mâna noastră. Sunt încercări, sunt necazuri prin care trecem. Și Dumnezeu prin toate acestea vrea ca să ne învețe ceva. Știți, am mers la școală, ani de zile de școală și au fost subiecte la care vă mărturisesc. Am învățat, nu că mă gândeam că odată o să am pacienți și o să-i tratez, nu. Vroiam doar să trec examenul. Dar cineva care a făcut curiculum acela s-a gândit, ai nevoie de anatomie, ai nevoie de farmacologie, ai nevoie de fiziologie. Și e, clasele acestea grele, am stat și am învățat. Dar am ajuns în primul an de clinică, din rezidență. Și într-o zi am avut un pacient care îmi plăcea foarte mult de el, era mai în vârstă. A venit mai târziu la, la appointment, i-am dat anesteticul și la câteva minute văd dintr-o dată Că albește la față, are sudoare la rece, buzele sau au albăstrit, a început să devină incoerent, m-am uitat la el și m-am gândit, dar ce se întâmplă cu el? Și mi-am adus aminte de clasele care le-am avut în trecut. Simptomele la hipoglicemie. Cold sweats, incoherence, bluish lips. Și am zis, opa, el e diabetic probabil și-a luat medicamentele de diabet și n-a mai avut timp să mânce, a venit târziu, am mers repede, am luat un can de orange juice, l am dat, în două minute și-a revenit. Mi-a spus, da, într-adevăr, era, era late pentru appointment și-a luat pastilele de diabet, dar n-a mai avut timp să mânce. A venit cu basul și-a venit la școala unde eram, făceam eu rezidența. Fiecare din noi suntem în școala lui Dumnezeu. Fiecare din noi avem un scop. Nu există viață pe pământ fără un scop, fără un rol. Scopul acela trebuie să fie la timpul potrivit, la locul potrivit, în anturajul potrivit. Și pentru aceste lucruri, Domnul ne pune în școala lui de pregătire. Știți ce este tragic? Când nu realizăm că noi suntem în școala lui de pregătire. Și cădem la aceleași examene mereu și mereu, suntem corigenți sau chiar repetenți, și trebuie să mă treacă din nou Domnul, prin școala aceea. De ce? Pentru că are un scop. Noi suntem pe pământ cu un scop și scopul nu este cariera. Scopul nu sunt banii, nu sunt o situație financiară. Lucrurile acestea sunt doar ca mijloace pentru, în viața noastră ca noi să ne împlinim scopul pentru care ne-a pus Domnul pe pământ. Și ne trece prin anumite lucruri. Sunt momente chiar când ies anumite lucruri la iveală din viața noastră care nouă nu ne plac și parcă am vrea să le ascundem undeva. Și Domnul ne îngăduie în astfel de situații și să ne întrebăm, dar de ce se întâmplă așa? Oare de ce am eu atitudinea aceasta? Oare de ce nu am pace în inimă? Că Domnul vrea să ne arate unele întărituri ale vrăjmașului care vrea să le scoată? Suntem într-o școală de pregătire pentru scopul care îl are Domnul pentru noi. Pentru că odată ce am trecut clasa, ne calificăm pentru scopul, pentru chemarea care o are Domnul pentru noi. Dumnezeu are un scop pentru circumstanța, pentru situația în care te afli. Să nu dezdădăjduiești. Întoarceți privirile pe Domnul și întreabă pe Domnul, Doamne, ce trebuie să învăț din lecția aceasta? Ajută-mă prin harul tău să învăț. I want to graduate. Vreau să merg cu tine mai departe, să ajung la scopul și la planul care l-ai tu pentru mine. În al treilea rând, Domnul vine ca și împărat doar acolo unde este primit cu sinceritate. Aș vrea să ne uităm la contextul primirii Domnului Isus în Ierusalim. Și mulțimea aceasta era făcută din mai multe partide, dacă vreți. Erau ucenicii Domnului, era mulțimea ucenicilor. Dar pe lângă mulțimea ucenicilor era mulțimea, era gloata. Și mulțimea aceasta știa câteva lucruri despre Domnul Isus. Știa că împăratul acesta, între ghilimele, poate să mulțească pâinea și pești pentru că după înmulțirea pâinilor a venit mulțimea, gloata la el a doua zi. Și Domnul se uită la ei și permiteți-mi să parafrazez în cuvintele mele și le spune Mă, oameni buni, voi n-ați venit aici ca să auziți învățătura mea. Nu ați venit aici ca să auziți principiile împărăției. Ați venit aici, mă căutați pentru că ați mâncat pâinea aceea ieri. Oamenii aceștia au realizat, dacă Domnul poate să mulțească pâinile, Păi, ce rost are să mai rupi o spatele în grădină? Nu, că e munca grea, doar vin la Domnul, îi dăm ceva și el îl mulțește. Și nu mai trebuie să muncim din greu la câmp, nu? Că munca, munca de la câmp nu e așa de ușoară. Oamenii aceștia știau că împăratul acesta poate să potolească furtuna. Omul acesta poate să schimbe atmosfera. Împăratul acesta poate să umble pe mare. Împăratul acesta dă vederea orbilor. Dacă ești bolnav, îți rezolvă problema. Împăratul acesta învie morții. Și nu numai că învie morții, dar a înviat pe unul de aici, de aproape, care știm toți că mirosa greu, era o piatră la intrare. Și din putrefacție l-a adus și este viu, este astăzi printre noi și au tras o concluzie. Împăratul acesta poate să ne scape de subjugarea romană. Împăratul acesta poate să ne scape de taxe și ne poate scăpa de umilirea aceasta, că noi avem pe altcineva peste noi. Și cum spunea fratele Jason la începutul programului, Osana înseamnă salvează-ne acum. Osana, salvează-ne acum. Save us now, dar ei nu strigau, Osana, salvează-ne acum de mânia lui Dumnezeu. Nu strigau, Osana, salvează-ne acum de patimile din viața noastră, de păcatele din viața noastră. Nu, nu. Știți ce ei spuneau? Am vrea ca să fii împărat. Poți să fii împăratul nostru cu condiții să ne scap de romani. Pot să fii împăratul meu dacă îmi aduci prosperitate. Fraților, aceasta este o încoronare cu agendă. Este o încoronare nesinceră. With an ulterior motive. Selfish things. Știți că această dinamică dintre Hristos și cei mai mulți oameni de astăzi nu s-a schimbat absolut deloc. De aceea, anumite evanghelii în ghilimele sunt foarte populare. Evanghelia este o evanghelie a prosperității spirituale și în toate domeniile. Dar sunt oameni care vor doar prosperitatea, doar partea aceea. Sfinținea, sfințenia, well, let's leave that out. Doamne, uh, să fiu sănătos, să fiu cu influență, să am bani, mă rog, the prayer of Jebez. Dar când este vorba de ce trebuie să facă Domnul în interiorul meu, I'd rather not. Înainte ca Domnul să ne dea ceva, El ne cere ceva. Și ceea ce ne cere El la fiecare este inima noastră. Pentru că în momentul în care noi dăm Domnului inima noastră, noi de fapt am dat Lui absolut tot. Când iubești din toată inima, there's no expense. Nu există cheltuială, nu există efort. Și Domnul asta vrea de la noi înainte ca să vâine, el trebuie să fie încoronat ca și împărat cu adevărat în inima noastră. Domnul Isus a intrat în Ierusalim, dar spre dezamăgirea mulțimii n-a venit să scoată afară pe romani. A venit să scoată afară păcatul din templu. Și se va vorbi despre lucrul acesta de seară, să scoată compromisul. Știți, primul lucru care îl face Domnul atunci când vine în inima noastră este curățirea acestui templu, a vieții noastre. Vine Domnul și vrea să facă o curățire desăvârșită prin sângele Lui, să ne facă mai alb decât zăpada, doar să-i deschide inima și să-i dăm loc. O încoronare falsă, doar de pe buze, cu interes personal, nu este o încoronare adevărată. Iar cel care cunoaște inime, inimile, cunoaște diferența. În al patrulea rând, vremea de har a lui Dumnezeu pentru noi nu este fără sfârșit. Spune în relatarea din Luca, capitolul 19, cu versetul 41. Când s-a apropiat Domnul Iisus de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu Măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu, cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? Pentru că. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Domnul a făcut absolut tot pentru națiunea lui Israel să le demonstreze că El era Unsul, că El era Mesia, că El era Hristosul. A fost o vreme de har, de trei ani și jumătate, în care El a făcut semne și minuni și a proclamat cuvântul împărăției. Și a fost vremea când Domnul bătea la inima lor și le spunea Sunt aici, sunt pentru voi. Și spunea Domnul Isus, dacă ar fi crezut opinia Lui despre lucrurile care le-ar aduce pace. Știți, oamenii cred că dacă au lucrurile din lume, o să ajungă la un loc unde să aibă pace, la un loc unde să aibă împlinire, la un loc unde să aibă satisfacție, să fie împliniți și să fie bucuroși. Și încercau să-l facă pe Domnul să le dea lucrurile care credeau ei că le vor aduce împlinirea. Pe când Domnul știa, de fapt, ce le-ar aduce lor împlinire și bucurie. Și spune, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi, Domnul se uita la partea spirituală, care afectează fiecare aspect al vieții. Erau focalizați pe cele pământești. Dacă și-ar fi deschis inima atunci când Domnul a bătut la ușa inimilor, dar a trecut vremea aceea și îl găsim pe Domnul că se uită la cetate și plânge pentru ea. Știți că Domnul nu este bucuros de consecințele păcatului în viața credinciosului, în viața națiunii. Consecințele toate sunt un răspuns la o alegere care a făcut-o cineva. Dar are grijă Dumnezeu, înainte de aceste consecințe, să îngăduie o vreme de har care vine și bate la ușa inimii. Știți că Domnul vine și bate la inima noastră, prin Duhul Sfânt? Ne îndeamnă la apropiere de Dumnezeu, la renunțare de păcat, la renunțare de compromis. Timpul acesta de sensibilitate a inimii are un termen. Oamenii își imaginează că timpul de har al lui Dumnezeu este fără sfârșit bate Dumnezeu la inima lor și zice not today, n-are Și ceea ce nu realizează omul este că inima, lutul inimii, încet, încet intră într-un proces de împietrire și vine un timp când sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu mai intră în lutul acela. Mi-aduc aminte în 2005 eram în Atlanta la convenția de tineret și la ultima predică a fost o chemare și a spus să vină Tinerea aceea să-și predea viața Domnului. Și a venit. Au fost mai mulți care au venit în față. Prin mulțimea aceea a fost și o fată, care la nici o oră mai târziu a murit într-un accident, era pasager. Știți ce era interesant? Era ultima perioadă, ultima ușă de har pentru ea. Și a acceptat chemarea Domnului. Și ce minunat că s-a întâlnit cu Domnul în nici un ceas după momentul că și-a închinat viața în mâna Domnului. Dar nu toate cauzele sunt așa. Părinții mei au avut a Foster Care Home în Portland ani de zile. Și a fost o bătrânică pe care am iubit-o ca și cum era un membru din familie, Miss May. Era o doamnă deosebită. Ne plăcea să stăm cu ea de vorbă, dar când era vorba despre Domnul Isus, când era vorba despre Evanghelie, foarte frumos spunea, not for me. Și își lua acăru și pleca. Și a venit într-o zi și a bătut la ușa lui mama, vino. De ce? I'm dying. Mor. Dar arăta perfect. Mor. Începea să vadă în lumea cealaltă. Și a spus, mor și merg în iad. Și mama i-a spus, dar hai să te rogi cu mine, acum. Și spunea, it's too late. Știu că merg în iad, it's too late. Și cu cuvintele acestea a trecut la cele veșnice. De ce? A fost o perioadă de har, când lutul inimii mai putea să primească sămânța, dar respingerea aceasta a dus la împietrire. Timpul de har în care îl trăim astăzi nu este la sfârșit. Cu toți vedem betonierele acelea mari care merg, care tot se înconjoară. Betonul acela dinăuntru, câteva ore, este maleabil, dar până seara, ennis to be dumped, trebuie să fie dat afară, că dacă nu se face beton, și trebuie să arunci și betoniera. Așa este lutul inimii noastre. Nu este maleabil și nu primește cuvântul Domnului cât credem noi putem să răspundem, să trăiesc viața acum și cândva o să mă întorc la Dumnezeu. It's not always like that. Se împetrește lutul acesta a inimii. Este o vreme de har și dacă nu-l primești atunci când simți, atunci când auzi, s-ar putea să fie prea târziu. Prea târziu. Spune, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Auzit? A fost mărturia Duhului Sfânt în inima lor că acesta este Mesia, dar era inconvenient pentru ei. În concluzie. Domnul răspunde la rugăciunile noastre, dar nu întotdeauna după cum ne așteptăm noi. El vine ca și împărat acolo unde este primit ca Domn și împărat cu adevărat. Dumnezeu nu a pierdut controlul istoriei și nici a vieții tale și a familiei tale. El are răspuns pentru orice situație cu care ne confruntăm. Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor care îl iubesc pe El. Și Domnul ne cheamă să nu risipim această vreme de har, să răspundem la bătaia inimii. Este o vreme de har pentru Biserica Emanuel. Și dacă vom răspunde la bătaia inimii, la șoapta Duhului, vom vedea împlinirea la toate promisiunile care le-a făcut Domnul pentru noi. Domnul are un plan și o chemare pentru fiecare din noi și vrea să o împlinească în viața noastră. Fraților, dacă ignorarea vremii de har duce la distrugere, aș vrea să spun că dacă răspundem la bătaia Duhului Sfânt la inima noastră, aceasta aduce pace, aduce binecuvântare, protecție, împlinire, restaurare. Astăzi încă este o vreme de har. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului și să-i spunem, da, Doamne, vină în viața mea, în familia mea, vină în biserica Emanuel și proslăvește-ți numele, așa cum stăm să ne rugăm.